Era un visător. Vrea să facă o lume mai bună. Ba credeam că e Sfântul Pătru, ba credeam că e Don Quijote de la Mancia. Un trubadur rătăcit, un alt ev. Mai în glumă, alții mai în serios l-au numit Săritul. Era un Badea Cârțan al Banatului. Nu sunt doi Tatauancea în lume și nu pot să fie. Treizeci de ani apoi am lucrat de semn, sculptură, pictură și nici când nu mi-am putut cumpăra două cămăși măcar, deși am lucrat ca rare om pe lume. Mă sculam noaptea la ora două, lucrând toată ziua, toată noaptea, toată ziua următoare, până seara la ora 10, adică 44 de ore în continuu și totuși neputând adăuga nimic, nimic. Greutățile familiare fiind prea mari. Când n-am mai știut cum să o mai scoatem la capăt, nevastă-mea și cu mine ne-am rugat lui Dumnezeu. Și rugându-mă, mi-a venit înaintea ochilor sufletești ideea ce mă urmărea de niște ani, că eu trebuie să scot, să conduc o foaie literară și care să poarte numele satului meu drag, Vasile. Un om care a promovat prin literatura lui modestă, așa cât a putut el să editeze viața oamenilor din Banat cu toate tradițiile lor, sufletul Banatului care este aparte. Am alergat, am fugit, am gonit, am fulgerat, în lung și în lat, cruciș, curmeziș, mânat cu bici de foc, de demonul tiparului, ca totuși să fac și eu ceva pe lumea asta. Am mers prin ploaie, prin soare, prin frig și arșiță, flămând, sătos, rupt, desculț, trist, năcăjit, îngândurat, înspăimântat, turbat, ori rugându-mă, ori înjurând și blestemând vara, iarna, în continuu, cu câte 25-35 de kilograme de hârtie în spate, călcând câte 50, 60, 70 și 80 de kilometri pe zi. N-a rămas sat, n-a rămas uliță pe care eu să nu o fiu călcat. Mă cunoșteau și găinile, și gâștile, și câinii Banatului. Ca și copil, ce m-a impresionat cel mai mult era minunata lui gâscă. O gâscă albă, cu fontă roșie la gât, și care îl urma ca un cățeluș. De 34 de ani la noi și cel puțin un an trebuie că a avut când am primit-o. Încă n-am avut în casa noastră, în averea noastră, așa gâscă frumoasă și drăguță și blândă și cu minte și înțeleaptă. În Vasiova a trăit 9 ani, apoi 4 ani a fost cu noi în război. Apoi a venit din nou la Bocșa, la Oravița și la Timișoara și pe unde am umblat, ei, și atât era de venerată, de respectată de toată lumea, că se opreau trăsurile și automobilele în loc până ce gâsca lui Tatauancea trecea drumul. Thank you.
ce înseamnă aceste două linii înguste de dreaptă lângă picioarele mele de cerb, asta știu bine că nu știți. Deci, permiteți-mi să vă spun ce semne. Liniile acestea cuprind 2160 de bilete, adică cât am călătorit în decurs de vreo 10 ani pentru răspândirea revistei Vasiova. Ei, aici nu sunt cuprinse și drumurile mele pe picioare, ori cele cu trenul în care mă trecea teama că mă zăpsește controlorul. Plecând, călcând în Oravița, prin toate statele respective, el credea într-un univers așa de vis. Era un visător, vrea să facă o lume mai bună. Prin simplitatea vieții lui a demonstrat acest lucru. Dar eu sunt un perpetuum mobile. Dacă stau un sfert, cel mult o jumătate de oră inactiv, mă bolnăvesc. Tremur, mă zgudui, îmi vine leșe, îmi vine să amețesc, stând fără nicio treabă, fără nicio ocupare. E atât de scurtă, atât de puțină, atât de minusculă viața. O clipă, o secundă. E neexistentă în raport cu infinitul. Și eu când dorm 5 ore noaptea, rup, dărâm lumea de necăjit, că mult, prea mult am dormit. El a murit neîmpăcat pentru faptul că n-a putut să mai publice. Și n-a putut să mai publice și pentru că între timp literatura română evoluase, nu mai era mediul care l-a născut pe el. Nu mai era acea libertate de expresie în care el singur își scria, își tipărea, își difuza revista fără nicio cenzură. I-a apăruse direcția presei, care, fără de care nu puteai să mai tipărești nimic. După ce a murit tatăl meu, am vrut să iei cărțile, domnule. Dorința lui a fost să rămână neamului. Tot ce a avut el, domnule. Avutul lui. Pentru scriitor, să rămână pentru scriitorii neamului. Așa a vrut el să rămână, domnule. Să rămână. Să cărțile să nu se prăpădească, să se citească, să rămână la locul lor. Ar fi păcat să nu se facă, domnule. Eu sunt obligat față de mine și față de Dumnezeu și față de el să mă rup. Până dumneavoastră și până alții, dacă e cazul, nu mai vreau să fie și alții, să fie urma lui, să rămână în veșnicie, Doamne. Fericirea mea de Cresus pe lumea asta a fost soția, 5 feciori și un vagon de cărți. Tata Oancea cinstește și respectă și iubește pe toată lumea, dar mai presus de toate își iubește neamul său și legea sa. Iar asta oamenii au știut și m-au iubit. Acum când mă apropii de suta de ani, sunt om bătrân și poate mor ca mâine. Trăiesc însă în ideea fixă că nu am făcut chiar nimic pe lume. Și am trăit așa, degeaba.